O clădire construită în vremea lui Alexandru Ioan Cuza a fost demolată ca să se facă loc unei parcări. S-a întâmplat la Fălticeni și este vorba despre clădirea vechiului spital din oraș. Demolarea a stârnit controverse aprinse. Unii consideră clădirea un monument istoric și au depus chiar și cereri ca aceasta să rămână intactă. Autoritățile locale sunt de altă părere. Spitalul, vechi de peste 160 de ani, era o bombă biologică. România are cu un spital în minus de săptămâna aceasta, după ce vechea unitate medicală din Fălticeni a fost demolată de buldozere. Peste clădirea din centrul orașului trecuse mai bine de un secol și jumătate, iar între timp a fost ridicat un nou spital, a cărui construcție a durat 30 de ani. Cam atât a mai rămas din spitalul în care erau îngrijiți pacienți chiar și pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza. Pe acest loc vor apărea lunile următoare alei pietonale, spații verzi și chiar și locuri de parcare care vor deservi inclusiv noul spital construit alături. Demolarea spitalului a împărțit localnicii în două tabere. Unii văd acțiunea ca justificată și consideră că vechea clădire era o bombă biologică. Este un monument istoric, cum se spune, dar este și de atâți ani și era foarte deteriorat, așa că... Da, adevărul că și clădirea e foarte veche și murdară, că nu s-o mai... renovat de ani și ani, era toată, cred că numai cu microbi și tot. Sunt însă și mulți care văd spitalul ca pe o clădire reprezentativă pentru orașul Fălticeni și spun că aceasta ar fi trebuit renovată și inclusă în patrimoniul național. Trebuia ca un monument istoric să fie. Putea să repare și dacă era reparat, putea face altceva acolo. Deci era o clădire, deci era ceva care era, se putea reface, se putea... Deci e păcat. O fundație din Fălticeni a încercat să oprească demolarea clădirii. S-au depus mai multe cereri ca spitalul să fie declarat monument istoric. Însă, crede directorul fundației, acestea au fost respinse de Direcția pentru Cultură la comanda primăriei. Deci pentru 20 de locuri de parcare dai tu jos o istorie de 161 de ani. Păi aici erau în această clădire... Erau trei monumente. Această clădire construită în 1861, așa, în interiorul ei exista o bisericuță, un paraclis, în care s-a slujit 70 de ani. Ideea a venit încă din 1990, când s-a proiectat Spitalul Municipal nou, construcția care a fost finalizată în acest an. Iar atunci s-a vehiculat ideea că în momentul finalizării spitalului nou, spitalul vechi va fi dezafectat, va fi dermat. Clădirea despre care vorbim nu este o clădire de patrimoniu. În momentul în care a început demolarea spitalului, directorul fundației a încercat să protesteze, urcându-se pe clădire în timp ce aceasta se prăbușea sub cupele buldozerelor. Azi nu se mai face nimic, adică dacă treci peste cadavrul meu. Ministrul Culturii a declarat pentru Hot News că a solicitat Direcției de Cultură să demareze clasarea ca monument istoric, dar angajații de acolo au greșit procedura și astfel a fost anulată.